Când mâinile trădătoare se manifestă, mincinosul, disimulatorul, devine mai vulnerabil. O să începem cu cel mai popular gest de trădare a minciunii. Acoperirea nasului sau frecarea nasului este asociată de cele mai multe ori cu exprimarea gestuală a faptului că persoana minte. Vizat nu ar fi nasul flerului, ci gura trădătoare ce se învecinează cu acesta. Este corectă asocierea mai ales dacă avem în față un copil sau un adult imatur ce nu are niciun control asupra reacțiilor sale. Scârpinatul ocazional al nasului este asociat corect de cele mai multe ori cu trădarea minciunii. Însă, acest gest exprimă și alterarea flerului, persoana devenind ezitantă sau fiind surprinsă de lucrurile care îi se întâmplă sau la care este martoră. Arătătorul așezat peste buze, celelalte degete îndoite în continuarea bărbiei, trădează faptul că cel din față clar minte, blufează. Când arătătorul drept este așezat peste buze, avem în față un escroc care îmbracă minciuna și în haina cinismului. Dacă arătătorul stâng este așezat peste buze, avem un personaj dominat de invidie, aceasta izvorând din propriile neputințe, din propriile frustrări necontrolate și neasumate. Sprijinit în coate, individul își ține mâinile una peste alta cu pumnul stâng înfășurând pumnul drept. Pumnul stâng este al îndrăznelii prin anihilarea emoționalului ce poate trezi conștiința, instanța judecății. Odată anihilată această sferă, ținerea sub control a vinei, culpabilității, a moralității, îl transformă pe individ într-un personaj mincinos, impostor, obraznic, iar lista poate continua. Mâinile unite cu palmele deschise sunt un indicator al minciunii, al disimulării. Palmele compasiunii, ale tandreții, umanității încearcă să ne convingă de sinceritatea lor, însă unirea lor arată strădania prea mare pe care o persoană o depune ca să convingă, iar această strădanie trădează faptul că în realitate persoana vrea să ne convingă de un adevăr în care nici măcar ea nu crede. Încrucișarea degetelor invers cu palmele către corp și degetele mari depărtate indică faptul că dorința persoanei de impunere este acută. Gestul trădează un mincinos, un om dual care, dincolo de fața arătată, ascunde sentimente și judecăți deloc onorabile. Palmele încrucișate orientate în sus, cu degetele întinse și vârfurile ieșite în afară, reflectă aceeași dualitate, imagine de fațadă. Când degetele sunt răsfirate cu puricele împreunate în sus, avem în față un prefăcut. Mimează înțelegerea, înțelepciunea, când în realitate habar nu are despre ce vorbim. Simulează înțelegerea pentru a ascunde ignorarea. Nu generalizăm, nu avem în față un ignorant, dar în momentul adoptării acestui gest clar este prins pe picior greșit. Când degetele de la mâna stângă scarpină dosul mâinii drepte, avem în față un om care minte sau improvizează și minte. E un mijloc prin care persoana încearcă să-și ascundă stângăciile, slăbiciunile, neîncrederile. Mâna stângă la spate este o tentativă de a ascunde mâna trădătoare specifică mincinosului. Se îmbină perfect cu nevoia, uneori exagerată, de a deține controlul. Mincinosul nostru trebuie să-și controleze reacțiile, să controleze situația, să influențeze și să controleze acțiunile celor din jur.